Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați observat, frate, că ne cresc mașinile? Asta e răz, dacă le spunăm mult, sunt spălătorii multe. Păi, pe vremuri nu erau atâtea spălătorii de mașini. Acum, multe spălătorii le udăm, ele cresc. Cresc mașinile, pe bune. Automobilele de azi sunt în aceeași clasă. Semnificativ mai mari decât cele de acum 10-20 de ani. Tot fiecare generație puțin mai mare, puțin mai mare. Eu când mă documentam să-mi iau, acum câțiva ani m-am documentat să-mi iau un Golf. Documentare care a durat vreo 3 ani. Adevărul că ultimul... Și atunci am descoperit că Golful GTI care se vindea acum, pardon, Golful obișnuit, scuză-mă, Volkswagen-ul Polo, care se vindea acum câțiva ani, era la fel de mare ca primele generații de Volkswagen Golf. Așa e. Înțelegi? Așa de mic era Golful pe vremuri, cât este acum Polo. Un ONG francez care monitorizează probleme legate de transport și mediu a constatat că mașinile vândute în Europa, cel puțin, cresc cu câte jumătate de centimetru pe an. În America, cred că se măsoară în inci și sunt de la 10 inci în sus. Adică, da, acolo... Și ele, când se fac mari, se duc în America pentru că acolo sunt șoselele mai late. Da. Cred. Merg cu camioane. Cea mai vândută mașină mică în America este un camion. Ford F-150. Care este o chestie uriașă, s-ar face livrări de marfă în Europa. Această organizație franceză a analizat cele mai vândute 100 de mașini în Uniunea Europeană între 2018 și 2023. Lățimea a crescut de la 177,9 cm la 180,3. Pe termen mai lung, diferențele sunt și mai clare. Lățimea mașinilor a crescut de la o medie de 170,5 cm în 2001 la 180,2 cm în 2020. Deci 10 cm în 20 de ani. Să nu mai stai cu genunchiul în schimbător. Lățimea, da. Știi? Da, așa este. Cu mai confortabile. Sigur, cine a făcut școala mai de demult, și aduce aminte că făceai școală pe daciile alea care erau chiar foarte... Când dădeai întâia, da, dădeai și genunchiul un pic în interior, dreptul, că altfel îi spărgeai rotula. Da. Mai mult de jumătate dintre mașini au acum o lățime mai mare de 1,8 metri. Asta înseamnă probleme în parcări, că mărimea standard a parcărilor a rămas aceeași, deci nu e că ne-am îngrășat noi, da? Este că au crescut mașinile. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.